Ultima parte a emisiunii din această seară, se apropie campania electorală, am văzut, se înmulțesc și atacurile politice și, bineînțeles, strategiile care se fac sunt din ce în ce mai vaste. Vedem că în fiecare zi apare câte ceva nou în politică. Domnule Nedelcu, s-a spus la un moment dat, după o declarație făcută de Florin Cârciumaru, liderul PSD Gorj, că s-ar face niște, sau că ar avea loc niște discuții între PSD și alte formațiuni politice, inclusiv ALDE, inclusiv PMP. PMP-ul discută cu PSD-ul, negociază cu PSD-ul? PMP-ul, cel puțin la Rovinari, nu discută numai cu PSD-ul, nu discută cu nicio formațiune. Noi nu avem nevoie de a face alianță cu cineva. Chiar dacă suntem, de puține zile ne-am constituit, pentru că organizația anterioară a plecat cu totul la alt partid, și chiar dacă suntem târziu constituiți, nu facem alianță cu nimeni. Pentru că toți sunt compromiși de acolo. Nu e niciunul. N-ai, și nu au nici capacitatea de a gestiona administrația locală. Deci interesele lor, cei, cam toți care candidează, au fost și înainte în administrație. Au fost consilieri, au participat la candidatura la primărie, au făcut alianțe între ei, eu sunt nou. Știu ce pot, știu, am o echipă bună, n-am nevoie de nicio alianță. Și, și oamenii pe care i-ați convins dumneavoastră așa în, eu știu, în ultimul ceas, dacă nu au făcut politică, de unde știu cum să se descurce într-o campanie electorală? Noi vom face o campanie electorală poate puțin diferită față de celorlalți. Pe noi ne interesează să explicăm cetățenilor ce vom face, nu ce au făcut ceilalți. Și au că oamenii, ce-au furat, cum au furat, cum s-au... răbdare să asculte dacă... ce vrea să facă un candidat, ce vrea să facă un partid, că în general electoratul are această idee că politicienii vorbesc, promit, și ceea ce spun rămâne la stadiu de promisiune electorală. Cam atât. Dacă o să ne asculte cu atenție, o să vadă că noi nu ne certăm cu ceilalți contracandidați. De nu ce dăm nu vă în ei... certați? Ce rost are să ne risipim energia? Mai bine încercăm să transmitem și vom reuși alegătorilor să aibă încredere în noi. Dar să știți că alegătorului român îi place și circul. Îi place circul. Circul a avut de 26 de ani. Eu nu vreau să fac circ. Eu n-am făcut politică. Nu văd. De-aia nu m-am uitat la televizor, la politică, dau pe altceva. Nu. Vrem să facem cu totul altfel decât au făcut până acum. Și campaniile. Circ, circ. Chiar oamenii nu s-au săturat de circ. Păi, le place, fac circ gratuit odată la 4 ani și după aia suferă 4 ani. Fac ei circul. Ori, părerea mea că trebuie să cam schimbăm, dacă vrem să trăim cât de cât, să o luăm spre o normalitate, să trăim din ce în ce mai bine, că o trăim din ce în ce mai rău, ar trebui să facem cu totul altceva. Există și ce o vorbă. Anume, ca ce, să ai... ce se poate face dacă nu... să-ți critici contracandidații, să spui că ești mai bun decât ei, adică ce fac în general politicienii? Ce înseamnă altceva? Ce câștig, ce câștig dacă eu îi critic pe ei? Îi critic ce au făcut. Oamenii știu ce au făcut, ce n-au făcut. N-are rost să mai pierd eu timpul să le mai spun încă o dată ce n-au făcut ceilalți. Eu trebuie să transmit celor din Rovinari, celor care ori să mă aleagă, să aibă încredere în mine. Păi și cum îi convingeți de lucrul ăsta? O să merg din, pe stradă. Am început să... pentru că nu toți mă cunosc. Și de-aia probabil că am acum
și cu startul mai târziu luat, sunt un pic în urma celorlalți. Dar eu am încredere în cei care vin lângă noi, pentru că vin din ce în ce mai mulți oameni care s-au săturat de ce au văzut până acum și foarte mulți oameni care stau deoparte și nu s-au implicat și nu vor să se implice, vor să fie de partea noastră. Pentru că nu vrem să facem ce a fost până acum. Nu, circ. Dacă vreau circ, stăteam și eu deoparte, mă uitam la circ. Nu vreau să fac circ. Vreau să facem circ. Păi, da, dar la dumneavoastră deja a început că nu, circul. Nu. La Rovinar să știți că a început circul. Dar eu nu mă bag în circ. Nu sunt circar. Deci eu n-am venit la să candidez pentru primăria de la Rovinari. Aveau destui circari, nu mai aveau nevoie de încă un circar în plus. Eu să candidez pentru oameni, nu candidez pentru mine. Deci candidez pentru oamenii de acolo. Ceilalți se bat să candideze pentru ei. Am văzut și campanii în care circul a adus unui anumit candidat voturi cât probabil nici nu se gândea. Mă refer la Dan Diaconescu, venit la Târgu Jiu, de la București, fără nicio legătură cu Gorjul, și care s-a bătut cu Victor Ponta până în ultimul moment sau până înainte cu câteva ore de alegeri. Electoratul nu are nicio vină și electoratul are întotdeauna dreptate. Deci nu putem spune că a fost vina electoratului pentru că l-a votat pe Dan Diaconescu, ci a fost vina lui Victor Ponta că nu a știut să-și convingă electoratul și s-a dovedit mai târziu că electoratul care nu i-a dat votul a făcut bine. Bine, domnul Victor Ponta o să candideze din nou în Gorj, dar sigur, mai la toamnă, la alegerile parlamentare, alegerile Dan Diaconescu nu mai poate candida, din păcate. Sunt pe listă, nu că nu și-ar fi dorit, dar e departe, adică e în spatele gratiilor și nu are nicio șansă. Cert este că acest circ este întreținut, este alimentat continuu de politicienii care intră în competițiile electorale, domnule Lădaru. Nu știu la ce vă referiți cu privire la circ, că până la urmă asta înseamnă campania electorală oriunde lume. Ce anume, scoți circ? Până la urmă, nu circ, nu știu la asta spun, că nu știu la ce anume vă referiți, că este circ. Până la urmă, cel care este în funcția de primar trebuie să vină să ne spună mai întâi realizările, după care să ne spună proiectele. Ceilalți contracandidați trebuie să vină să spună că nu are, trebuie să vină să spună ce realizări nu are, ce trebuia să facă și nu a făcut, până la urmă, și să-i aducă critici. Mai mult decât atât, trebuie să vină cu propriile lor proiecte. Deci așa se desfășoară o campanie electorală peste tot. De asemenea, trebuie scos în evidență dacă omul a furat, dacă omul a făcut o lucrare cu prețul de 10 ori mai mare decât trebuia făcută. Toate aceste lucruri trebuie scoase în evidență. Deci, nu știu la ce vă referiți circ. Sigur, circ face... Păi, este acum un circ, într-adevăr, este un circ acum între primarul de la Schiala și domnul Popeangă, care trebuie încetat și nu mai trebuie transmis. Nu, acela este circ, într-adevăr, dar în rest... Vreau, nu mi se pare acuze, circ. Acuze au fost și vor fi întotdeauna. Circ este ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, prin 2014, când vedeam un candidat al PSD-ului pe domnul Mihnea Costoiu, acum este parlamentar, da. Domnul Mihnea Costoiu este invizibil în județul Gorj, nu știu de câte ori a venit de când a câștigat mandatul, care a fost dus la biserică, la școală, se aduceau, ne amintim, oameni din timpul programului de la instituții ale statului ca să-l însoțească în campaniile electorale, se mergea cu goarna, cu alaiul pe străzi. Ăsta este un circ. Ăsta este un circ. Ăsta este un circ, într-adevăr. Dar în rest, campania electorală trebuie să se desfășoare cu critici aduse adversarilor politici și cu proiecte pe care și le prezintă fiecare. Fără doar și poate. Dar da, într-adevăr, ceea ce dumneavoastră ați dat un exemplu este un... Da, spuneți-mi, domnule Nedelcu, faptul că
la Rovinari sunt până în momentul de față câțiva contracandidați care s-au lansat, care au fost lansați în această competiție. Fiind un oraș mic, știrbește din sau eu știu, o să ciuntească din anumite procente, pentru că na, vor fi împărțite voturile și fiind un singur tur de scrutin, iese cine poate sau iese cine are cele mai multe voturi. În atare condiții, cred că și circul o să aibă un pic de... Da, din cauza că sunt mai mulți aport. Candidați, se împarte electoratul la mai mulți. Asta dezavantajează pe o parte din candidați, inclusiv pe mine mă dezavantajează, dar voi încerca să trag și... faptul că se desfășoară într-un singur tur de scrutin, o să încerc să fac să fie în favoarea mea o mare parte din electorat. Pentru că unii, haideți să ne aducem aminte, în urmă cu 4 ani, au fost tot așa mulți candidați. Dar, de fapt, era un singur candidat. Acel candidat i-a pus pe ceilalți la toate partidele să candideze. Și a ieșit cine i-a organizat. Se încearcă și acum aceeași manevră, fiecare din cei care se cred posibili câștigători își pun câți contracandidați pot să, ca să dilueze votul. Eu, nefăcând alianță cu nimeni, nu intru nicio... S-a mai auzit că suntem remorca cuiva, că încercăm, că suntem... înțelegi cu un alt partid, cu alt candidat. Nu am nicio înțelegere și nu avem nicio înțelegere cu nimeni. Dar la Târgu Jiu, aici unde am văzut, sunt, nu știu câți mai sunt până acum candidați, dar cu siguranță vor apărea și alții și unde... primarul în exercițiu are un electorat stabil, că a reușit să și-l fidelizeze, având mai multe mandate la activ și organizând în aceste mandate mai multe acțiuni culturale cu fasole, cârnați și vin. Domnule Lădaru, nu credeți că apariția foarte multor contracandidați o să împartă votul și automat să minimizeze șansele contracandidaților lui Florin Cârciumaru? Există și acest risc, numai că până la urmă fiecare vrea să joace, cel puțin eu vreau să-mi joc șansa mea și să arăt faptul că pot să fiu un primar mult mai bun decât Florin Cârciumaru. Exact cum spuneam, electoratul nu este de vină. Florin Cârciumaru și-a fidelizat electoratul pentru că celelalte partide politice nu au pus niciun contracandidat. Repet, și nici în acest moment, cu excepția ALDE, nu există niciun contracandidat, să spun, pe partea dreaptă a scenei politice. Dar dumneavoastră, de ce vă considerați un contracandidat față de ceilalți competitori? Păi, mă consider un contracandidat pentru că ceilalți competitori nu a spus niciun cuvânt despre Florin Cârciumaru și despre administrația municipiului Târgu Jiu. Înseamnă că nu urmăriți presa. Am urmărit, dar nu prea pronunță și cu sfială. Nu mergeți nici la, cu sfială pronunță, conferințele lor. Păi, la conferințele, cred că ați putea merge. La conferințele lor nu pot să merg. Că știți cum e, și presa e împărțită acum, nu poți să obligi presa pro-PSD să preia declarații ale unui contracandidat al domnului Cârciumaru. Nu o să se întâmple niciodată lucrul ăsta și automat declarațiile vor rămâne acolo, adică în acea sală în care are loc conferința. Până la urmă, trebuie avut în vedere faptul că acest oraș este în pragul unui colaps.
Complexul energetic Oltenia, dacă va intra în faliment, toți oamenii vor rămâne fără loc de muncă. Dar aici și se va ajunge la vorba, ba este apanajul primarului. Păi, nu este apanajul primarului în ceea ce privește complexul energetic Oltenia, dar este apanajul primarului în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și atragerea de investitori. Alternativele, pentru că, promise. Sigur că da, pentru că până la urmă orașul erați Târgu la PNL, Jiu, nu erați la PNL în momentul în care se promitea milionul de locuri de muncă. Eram la PNL. PNL care era cu PSD-ul în defunctul USL. Sigur, Partidul Național Liberal s-a rupt ulterior de USL. Au rămas doi ani la guvernare. Puteați să creați jumătatea dumneavoastră de locuri de muncă din milionul promis. Păi nu poți să creezi în condițiile în care ministrul era PSD-ist până la urmă. Păi stați puțin. Vedem acum pe contracandidatul dumneavoastră, o să-i spun așa, de la PNL, da, pe domnul Lupulescu. Crăciunescu, mai exact. Lupulescu. Ieșind public și declarând că aduce investitori, că deja s-a întâlnit cu niște investitori. Iată, se poate trebuie, și din opoziție, și... și din opoziție poți să aduci investitori și să creezi indirect locuri de muncă. Dacă mă îndoiesc că va face acest lucru cu privire la candidatul PNL, îi transmit pe această cale că a uitat un cuțit în spatele lui Marcel Romanescu să se ducă să recupereze, că de cred ce că Marcel nu are nevoie de... De ce de credeți el? Că pentru domnul că, Lupulescu este pentru autorul că înainte de, dării la o parte a lui Marcel Romanescu pentru că din competiția pentru primărie? Atunci când s-a stabilit o competiție în Partidul Național Liberal și au intrat în cursă 5 candidați, s-a stabilit foarte clar că unul dintre ei va fi desemnat candidat la funcția de primar al municipiului, da, Târgu Jiu. Și a venit al șaselea. Bun, unii dintre noi îl susțineam, printre care și eu mă număr, îl susțineam pe Marcel Romanescu. Puteam să plecăm în urma sondajului undeva de la 20 și ceva la sută. 25 de grade frumos... La tricou puteam să-l susținem pe Marcel Romanescu. Am spus, nu o să fie Marcel Romanescu. Bine, atunci o să fie Niculina Mocioi sau oricare altul. Plecăm de la 10 grade, mai e frig așa, dar ne luptăm în continuare să, până la urmă, să câștigăm primăria municipiului Târgu Jiu. Puteau să vină și cu oameni pe la 0 grade, să spun un Berca, un Banța. Dar nu, ei au venit cu 0 absolut. Adică au venit cu minus 273,15 grade. Așa au venit liderii Partidului Național Liberal. Și mă refer aici la PSD-istul Dan Vâlceanu, că el a fost cel care a desemnat candidatul la primăria municipiului Târgu Jiu. Între timp, candidatul la primăria municipiului Târgu Jiu spunea Marcel Romanescu, prietenul meu în stânga, Marcel Romanescu, prietenul meu în dreapta. Numai așa o ținea. Prietenul meu Marcel, prietenul meu Marcel. Păi, Marcel, prietenul meu. Poate sunt și acum prieteni. Și de ce nu? Dintr-o dată, peste noapte, prietenul care stătea în spatele lui Marcel Romanescu i-a lăsat un cuțit acolo în locul lui și a intrat în fața lui Marcel Romanescu. Deci cum poate un astfel de om să conducă primăria municipiului Târgu Jiu și noi să avem încredere în el că va aduce investitori, că va crea locuri de muncă? Acest om nu își urmărește decât propriul său interes. Care ar fi interesul lui Lupulescu? Interesul lui Lupulescu este... să îi facă jocul lui Dan Vâlceanu. Și anume? Și anume să jocul, jocul lui Dan Vâlceanu nu este și anume să piardă lamentabil PSD-ul și să jocul lui Dan Vâlceanu, să-și riște funcția nu, jocul, de președinte al jocul PNL Dan, lui Dan Vâlceanu este să nu câștige Octavian Lupulescu și să nu câștige candidatul PNL. Dar ce ar câștiga PNL-ul dacă ar păi pierde? PNL-ul nimic, atenție, dar ar câștiga Dan Vâlceanu. PNL-ul. Păi PNL-ul nimic, dacă dar ar câștiga Dan Vâlceanu. Avem prin telefon pe domnul Marian Rotaru, primarul din Lelești. Să-mi spună colegii, da? Da? Bună seara dumneavoastră. Bună și seara. Dumneavoastră. Și mă auziți? Vă auzim, vă auzim. Și vreau să spun că are perfectă dreptate domnul de la Rovinari, nu-l cunosc foarte bine, dar că ce se întâmplă acum în județul Gorj este de neimaginat. Eu, ca președinte al Partidului Social Românesc, alerg împreună cu vicepreședinții pentru a forma organizații. Cum ai făcut o organizație, îmi pare rău că trebuie să-l contrazic pe domnul Rădaru, dar este total diferit față de cum era la PNL, pentru că foarte mulți de la ALDE vin cu tot felul de
improvizații în teritoriu și să nu mai spună niciodată că nu sunt pe mână cu PSD-ul, atâta timp cât în alte organizații nu și-au pus candidat la primărie și spun că vor candida împreună cu PSD-ul. Dacă vrea, îi dau 10 organizații în județ unde nu au pus candidat la primărie și se fac acele aranjamente, așa cum spunea domnul Nedelcu, și îmi pare bine că este la început și omul vede total diferit lucrurile și nu intră în aceste dispute. Dar să trecem la lucruri mult mai importante. Domnul de la ALDE astă seară, nu știu ce cuțit vede în spatele domnul Marcel Romanescu, că știți foarte bine că n-a avut niciun cuțit în spate atunci când ne-am ridicat-o și l-am lăsat să candideze. Și nu a avut. Vă aduceți aminte, domnul Rădaru? Domnul Romanescu. A fost rugat, într-adevăr, această declarație a fost făcută și atunci, exact în ziua în care s-a constituit biroul. A fost rugat să candideze, dar să luase deja decizia. Și dacă avea posibilitatea ca biroul județean să-l valideze, de ce n-a vrut să facă acest lucru? Păi se luase deja decizia, apăruseți în conferința de presă toți și că susțineți pe Octavian Luculescu. Acolo a fost o cacealbă, aveți perfectă dreptate. Păi. Când au dat să trecem peste aceste chestiuni. În această seară nu mai scoateți cu 25 de grade, cu 0 grade, că am impresia că ați învățat chestia asta pe din afară, că ați spus-o la 3-4 posturi de radio astăzi și mergeți pe aceeași chestie. Nu cred că îmi dați dumneavoastră mie 8 grade sau 10 grade, că nu știți cum să măsoară temperatura la mine și ce posibilitate am. Dacă vă dați în haideți că luăm un termometru și vedem fiecare câte grade are. Dar punctual, domnule Rădaru, eu față de partidul la care sunteți, o să am cu total și cu total altă poziție dacă voi veni, pentru că din fericire pentru mine și din păcate pentru alții eu am rezultate pe unde am fost. Rezultatele mele vorbesc. Dacă ar fi și tot să vorbim în grade și în termeni așa să comparăm, dacă facem cu regula de 3 simple cât am adus eu la Lești în 12 ani rezultate și cât a fost pe cap de locuitor, ar trebui să mai facă încă 3 mandate domnul Cârciumaru ca să ajungă pe chestia asta. Dar pentru unii de la primăria Târgu Jiu e foarte greu de a face calcule și de a vedea exact ce se întâmplă în municipiu. Eu cu dumneavoastră vă cunosc, vă știu foarte bine, chiar îmi face plăcere dacă ar fi să fie o competiție între noi, pentru că aș avea un contracandidat cu care se poate discuta și care poate vorbi. Dar atenție, domnule Rotaru, doar în turul 1, că este singurul. Doar în turul 1. Să știți că e foarte, foarte bine, pentru că așa cum este și nu știu dacă Rătaru, e bine. Este și candidatul de la PMP, un om care se poate discuta. Mai sunt oameni cu care se poate discuta. Din păcate, pentru domnul Pulescu are dreptate, domnul Rădaru, că în acea competiție, în seara de... Mi-aduc aminte, cu o seară înainte l-am sunat și a dat cuvântul de onoare și a spus că nu știe nimic și a doua zi dimineața, iar îmi pare rău să o spun despre prietenul nostru Marcel, trebuia să ne întâlnim la 9:30 și el erau de la 8:30 acolo, deja făcut să răbătuseră palma. Deci să nu le mai ținem la unipalmă și să-i scoatem așa mult, pentru că este bine pentru dumneavoastră că la vârsta care o aveți ați avut curajul și ambiția să intrați într-o competiție. Cei pe care îi ridicați așa în slăb nu au fost niciodată într-o competiție să arate cu adevărata valoare. Da, mulțumim mult. Vă mulțumim, domnule Rotaru, nu mai avem timp. Nu mai avem timp. Încă o dată vreau să spun că este o luptă, dacă vin oameni ca domnul Rotaru, cu care se poate discuta și felicitări pentru domnul care n-a făcut politică și se vede că este un om integru, are dreptate la rovinare. Spune că vrea să facă altceva, domnul Nedelcu. Și nu l-am cunoscut, am auzit de dumnealui, dar să știți că am auzit numai lucruri cum bune. Cum se poate păcate, face eu altfel. Eu n-am reușit să găsesc un om ca dumnealui la rovinare. Da, mulțumesc mult, domnule Rotaru, pentru intervenția telefonică. Nu mai avem, din păcate, timp. Trebuie să tragem niște concluzii. Domnule Nedelcu, la primăria Rovinari vor fi niște candidați, fiecare va veni cu câte un proiect, oamenii vor asculta sau nu vor asculta, în cele din urmă vor fi nevoiți să meargă să voteze. De ce anume vă este teamă în această competiție? Spuneați că n-ați mai făcut politică și că nici nu vreți să vă băgați în mocirlă, dar totuși trebuie să treceți prin noroiul ăsta al competiției electorale. De ce vă este teamă în această campanie? Nu mi-e teamă de nimic. Adică, de ce nu mi-e teamă? Probabil că
nu știu, ca începător, nu, probabil că nu știu ce mă așteaptă. Dar nici da. Nu mă sperii. Deci, bun, nici nu mă sperii. Da. Pentru că mă aștept la tot felul de lucruri murdare, nu mă sperii pentru că nu vor fi reale, cel puțin ce înseamnă atacuri la persoana mea. Se vor găsi, dar a zis că vom avea ce proiecte, cu ce planuri venim. În general să știți că toți vin cu aceleași lucruri. Nevoile sunt aceleași, numai că depinde cum vor fi aplicate. Sigur că fiecare dată va avea o idee, două în plus față de ceilalți. Problemele sunt aceleași. Dar să nu spuneți că se și fură proiectele astea de la unul la altul. Dacă, adică iar să ajungem la acuze de plagiat. Nu, asta e o prostie. Problemele cu apa există. Problemele mai peste cu tot. Problemele sunt comune. Cu locurile de muncă. Nu, toți spun aceeași, sunt aceleași probleme. Numai că abordarea lor și... Da, a le realiza și de a duce să le și faci, să le rezolvi, aici e diferența între mine și ei. Eu știu să rezolv, că sunt om tehnic. Ei nu știu. Vă așteptăm în campanie, atunci când toți competitorii, toate partidele politice vor avea timp de antenă alocați și când la Tele3, ca și la alte posturi, vor fi emisiuni electorale în care candidații își vor prezenta acele programe și, bineînțeles, oamenii vor putea să le cunoască, să cunoască și candidații, să le cunoască și viziunile. Domnule Lădaru, spuneam, aici sunt foarte mulți candidați, avem un candidat cu cotat cu șanse foarte mari pe actualul primar, pe domnul Florin Cărciumaru. În cazul în care nu o să câștigați primăria municipiului Târgu Jiu, cum v-au promis colegii dumneavoastră că vă consolează? Adică cu ce au reușit să vă convingă să intrați în această competiție în care, spuneam, avem un primar în exercițiu cu foarte multe șanse și cealaltă parte a procentelor electorale este împărțită, adică diminuează mult șansele contra candidaților. Vreau să vă spun că a fost inițiativa mea și păi convingerea mea la partid, așa, că pot să... Eu vreau să fiu candidat. Nu, mai, pot să candidez, mai puțini oameni merg și cer. Vreau să vă spun că nu s-a rugat nimeni de mine. A fost o discuție serioasă cu privire la cu candidatură. Cu cine ați avut această discuție? În mod evident cu președintele partidului Dian Popescu și cu alți membri ai ALDE. Am discutat foarte serios și am dorit să intru în această competiție pentru a candida la funcția de primar al municipiului Târgu Jiu. Și atunci cum trebuie v-a venit ideea? V-a venit așa ideea peste noapte și da, v-ați pentru dus că la partid și există, nu există niciun candidat împotriva lui Florin Cârciumaru. Sunt dar singur, știm că sunt acolo la contracandidat ALDE era dat, ca și era dat ca și potențial candidat domnul Pecingină. Despre care se spunea că a și intrat în greva foamei ca să-și pregătească o candidatură la primărie, acea greva foamei urmând să-i aducă un procent. Bă, am avut o discuție și cu domnul Pecingină și mi-a spus că mă susține. Deci nu se pune problema că să fie intrat în vreo dispută cu Gigi Pecingină. Deci asta vreau să înțeleagă electoratul de dreapta. Sunt și singurul. Nu am glumit. Sunt singurul. Nu a glumit domnul Pecingi. Nu a glumit absolut deloc. Și ajutorul pe care... Și nici faptul nu că vi s-a părut că îi părea rău. Nu, nu. Faptul că se implică în campanie alături de mine arată cât se poate de clar că dorește să mă sprijine în demersul ce meu. Ce echipă aveți pentru... Urmează să fie stabilită. Gigi Pecingi nu o să facă parte din echipă. Șef de campanie? Probabil o să fie șef de campanie, vom vedea. Deci Gigi Pecingină mă v-ați susține. Stabilit lista pentru primăria municipiului Târgu Jiu cu consilierii? Nu încă, se lucrează la listă și se lucrează se la listă, da, se discută cu privire la această listă. Da. Deci nici PNL-ul, nici PMP-ul nu are candidat pe dreapta și electoratul PNL și PMP va vota PSD-iști în condițiile în care vor vota candidații PNL sau PMP. Da, vom vedea cum o să fie această campanie. Spuneam, în condițiile în care ALDE și PSD-ul au la nivel național un protocol
protocolul acesta, protocoalele acestea între partidele politice, știm că au și niște clauze de neagresiune, adică ar trebui să nu-l afectați foarte mult pe domnul Cârciumaru, cel cu care probabil o să fie și niște discuții pentru ulterioarele formule de după alegeri. Și ALDE-le dumneavoastră, știm, în mai multe zone o să meargă pe mâna PSD-ului. Această discuție a fost inclusiv pentru București, acolo unde s-a discutat de o variantă comună ca și candidat. Vom vedea în cele din urmă ce se va întâmpla. Spuneam, în campania electorală vom vedea și inclusiv programele electorale, vom vedea și competitorii în limita spațiului, bineînțeles, pe care îl vom avea. Cert este că fiecare formațiune politică va avea timp de antenă, adică va avea niște ore, niște minute aici la Tele3 și la alte posturi radio și TV din județ. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră în această seară. Vă mai așteptăm aici la Dilemele Zilei. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Jurnalul serii cu colega noastră Emma Puiu. Numai bine!